Aici sunt hainele. Da, hainele cu care am fost îmbrăcat în clipa când... Și așa ai stat... Toată noaptea în celulă, da, 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 da. Bine, că după aia mi-a dus soția scurtă și mi-a luat scurta pe mine. Dar așa și cu scurta, în ghetele astea și fără șosete, pentru că șosetele s-au rudat de zăpadă și trebuie să mi-i dau jos și am stat desculț doar încălțat în ghete. Toată noaptea într-o celulă care cred că era mai efect decât mi-a acum afară. Toată noaptea am zis că mor, îmi blestemam zilele. Dar ce s-a întâmplat? Când anume a fost asta? Pe 25 seara, în jurul orilor 9, adică 21, după ce mai musafirii s-au retras toți la caselor. Ați sărbat Crăciunul? Da, am sărbat Crăciunul și s-a iscat o mică divergență între mine și soții pe tema unui telefon care nu a dat în țară la mine în România să o felicit pe mamă. Și eu fiind și un pic... sub influența alcoolului, că am servit cu musafirii și de obicei sunt un pic o firie mai, așa, mai aprinsă, ne-am luat la ceartă. Și atunci copilul a început să plângă, fiind auzind de voci ridicate și la mine și la soție, a început să plângă și, mă rog, o vecină care a fost și ea invitată la respectivul eveniment cu Crăciunul, nu a apucat încă chiar să plece de tot din casă, dar la mine s-a reîntors de la ușă, a încercat să mă liniștească. Eu văzând că ei tot pe mine cumva mă acuzau că eu sunt el la rău și așa, atunci m-am enervat. Și mai tare am început să zic și vorbi mai, adică mai aspri cu glasul, mă refer cu vocea. Și copilul automat a început să plângă și mai tare și s-a speriat și eu nici nu știu cum s-a întâmplat totul, pentru că probabil soția, vecina la cererea soției sau la decizia ei personală, a chemat poliția, nu știu exact care și cum a fost, a chemat poliția. Doar știu la ce oră era? 21, 21 și 20, cam așa. Deci ceartă nu a durat mult, a durat câteva minute, pentru că imediat am auzit bătăi ușă și eu m-am crezut că e vecinul care a fost la mine. Am deschis ușa și când am văzut că este poliția, pur și simplu n-am vrut să stau de vorbă cu ei, am închis ușa și am intrat înapoi în casă. Ei au început să lovească cu pumnii, foarte tare în ușă, ușa fiind vechi, dintr-un lemn așa și au început să zgomote la foarte puternic. Copilul, pe lângă faptul că era un pic speriat de ce s-a întâmplat în casă când ne-a certat, s-a speriat și mai tare și a început să plângă și atunci, ca să evit tot circul ăsta, m-am dus și am deschis ușa și am spus că ce doresc ei de la mine. Ei mi-au spus că au fost sesizați telefonic pentru un scandal în familie, pentru ceartă. I-am spus că nu vreau să declar nimic și nu vreau să vorbesc nimic cu ei. Inclusiv le-ați spus că nu mai este ceartă? Da. Ei, probabil, când au venit, deci au ajuns foarte repede, foarte repede au ajuns și noi oricum vă dați seama că dacă ei au venit acolo și ei plecau liniștiți înapoi, eu nu mai continuam să fac ceartă știind că poliția a fost la ușa mea. Ei mi-au spus că trebuie să merg cu ei. Eu fiind străin, fiind cetățean român aici, căsătorit la soție, neavând rude apropiate de mine, mamă sau frați, care să vină din urma mea să se intereseze de mine ce o să întâmple acolo, știind cum procedează legea cu oamenii, mai ales dacă vede un pic că-s băut, zice că e gata să cei mai răi oameni, am refuzat să merg. Atunci m-au smuls cu forța de peste pragul ușii, s-au întins și m-au apucat de mâini, m-am luptat cu ei să nu pot să mă spată din casă, dar m-au zeruit că erau 3 sau 4 nici, nu știu exact câți erau. Dar erau în uniformă? Da, erau toți în uniformă. Da, s-au prezentat că noi suntem poliția locală și au făcut prezentarea normal. Așa, atunci eu când am văzut că ei încearcă să spună cu forță, am bătut în ușă la vecinul respectiv care mă înțelegea mai bine cu el, să-l chem să fie martor, cumva la reținerea care mi se întâmplă, ca după aceea, dacă eu pățeam ceva, el să știe, el a plecat de acasă tot normal, nevătămant, ca după aia el să poată confirme dacă... Dar vedeți, probabil nevând să fie implicat în toată chestia asta, au refuzat să iasă, probabil. Și atunci ei m-au reținut, m-au tărât pe scări jos, pentru că m-au tărât... Nu v-au dat timp să vă îmbracați? Nu, așa m-au smurs din casă, așa m-au tărât pe scări jos. Inclusiv fără încălțăminte, spuneți. În șosete și cu hainele care vi le-am arătat și pantalonii care sunt acum pe mine. Așa, m-au tărât pe scări cu capul în jos, pentru că după aia soția mi-a zis că au găsit cheile de la ușă, le aveam în buzunar și le-au găsit afară în zăpadă. Înseamnă că mi-au căzut din buzunar cum m-au tărât ei. Nu v-au lovit? Atunci nu. Când am ajuns afară în fața blocului, era mașina din poliție. Interesant că era duba aia special pentru așa ceva. Eu n-am avut antecedente penale și nici nu am, ca să fiu chemat pentru... Una e când ești recidivist și vin pregătit și alta e când vii pentru
o persoană care... Oricum, ei au considerat că e o încălcare, da, și, așa, și au acționat. Așa, au vrut să mă bage în mașină. Eu oricum eram traumatizat de faptul că ei au venit să mă rețină pe mine, eram într-o țară străină, știam cam ce o să urmeze să mi se întâmple, m-am opus și la... când au vrut să mă introduc în mașină și atunci au început să mă lovească cu pumnii. Acolo care, jos, în exterior. Da, da, da. Care în spate, care în piept, unde ne mereau. Eu în clipa în care... A văzut cineva agresiunea asta? Nu, pentru că era deja ora 21 și jumătate, cred că se făcuse, că așa scrie și în plângerea făcută. Afară era întuneric, mulți oameni evită să intervină chiar și dacă... Și toți cei care au intervenit atunci, toți v-au lovit sau nu toți? Deci, eu pum simțeam din toate părțile. Cine m-a lovit nu pot să declar concret, pentru că toți erau îmbrăcați. Dar vă dați seama că nu era cineva din afara găștii? Nu, ei, polițiștii care m-au reținut, așa. Erau câțiva trecători care au trecut pe stradă. Am strigat la ei să vină să mă ajute sau măcar să asiste la ceea ce mi se întâmplă. Între timp mi-au pus cătușile, eu strigam, m-au introdus în mașină și eu atunci, după ce m-au pus și au tras grilajul, grătile alea de la mașină, eu am început să îi ameninț că am să fac plângeri împotriva lor. La ambasada României, la televiziune inclusiv, unde am să pot să mă apăr? Atunci unul dintre ei mi-a spus că ce, dacă sunt român, lui nu-i fric sau ceva de genul ăsta, nici nu pot să mai știu concret, pentru că eu cum am strigat pe drum la oameni, atunci un polițist m-a luat și m-a strâns de gât, până aproape de leșin, ca eu să nu pot să mai strig, să nu mai alarmez lumea. Și vă dați seama că eu... Deci când cereai ajutor. Da, e aproape că eu eram ca și inconștient. De atâta când eram în mașină, eu vorbeam cu ei, le spuneam toate amenințările astea, dar în același timp eu eram aproape ca și inconștient la tot ceea ce se mai întâmplă în jurul meu. Și eu spunându-le toate astea, cam să-i denunț și cu tare, unul dintre polițiști mi-a spus că lui nu-i frică de mine, că nu contează că sunt român și pe integrat m-a lovit cu pumnul în față. Mi-a curs sânge, se poate vedea și pe hainele care le am. Am simțit atunci, imediat după lovitură, am simțit o durere în ochiul stâng, eu făcând operație la ambii ochi și având implantul de cristalin, pentru că am avut 1000 de minus 24. Și ca să pot să fiu cât de cât normal, doctorii mi-au făcut implantul la ambii ochi. Și nu știu ce mi s-a întâmplat, banii nu am avut încă ca să merg să fac un control la ochiul respectiv. Și am fost închis în dubă, inclusiv soția, care din urmă mi-a adus încălțările. A, deci soția era cu dumneata în dubă? Sau nu, ea a venit din urma mea. Ea a venit din urma mea, mi-a adus încălțările și haina de iarnă. Ea s-a urcat cu ei în mașină, eu am rămas în dubă, închis acolo. M-a dus la poliție, între timp, după ce m-a lovit cu pumnul în față, vă zic că aproape chiar că mi-am pierdut conștiința, nu mai știam ce se întâmplă cu mine, nu știu cum am ajuns la secția de poliție, nu știu cum m-au urcat scările, ci din spusele soției mi-au spus că m-au trăit pe scări în sus. Acolo ei au cerut ca să se aducă camera de filmat, să fiu filmat cum mă duc pe mine. Mi s-au făcut acolo câteva fotografii, asta țin minte, și am început să revin treptat la vederea luminii. Când am intrat în interiorul secției de poliție și am văzut lumina, am început să revin. Și din toată agitația aia, cum eram traumatizat și speriat, am început să revin când am văzut chipul unui polițist cunoscut dintr-un alt caz. Pentru că la mine când s-a născut copilul, în același timp eu trebuia să-mi prelungesc permisul cederii Republica Moldova. Și cheltuind foarte mulți bani cu nașterea copilului, nu mi-am permis să prelungesc permisul la timp. Și am fost sancționat pentru chestia asta și polițistul care s-a ocupat de cazul meu, îl știam că e un domn mai serios, mai așa, și la vederea dumnealui aveam amenințat și eu un pic și am prins un pic de încredere în situația care s-a iscat. Nu vă zic, soția când m-a văzut la secția de poliție, abia atunci au văzut în ce hal arătam eu, pentru că ea, afară fiind întuneric, eu închis în dubă, ea nu m-a văzut cum eram bătut. Acolo, la ce oră v-a văzut? Atunci, imediat când m-au secția de poliție, 10, după vreo 5, nu, după ce chiar e secția de poliție aproape. Imediat, la vreo 10 minute, zic maxim, după ce s-a întâmplat toată chestia asta, când am ajuns. Și m-a văzut ea acum, cum au zis și acasă, către mine, dacă știam că o să ajung aici, nu mai trebuia să chem legea, pentru că legea nu e lege la o adică. Și s-ar vorbea câțiva polițiști pe rând de ea, nu știu ce întrebări au pus, ce s-a întâmplat, să declare acolo cum am lovit-o. Eu nu mi-am lovit soția, doar am îmbruscat-o un pic și mai mult ne-am certat verbal. Care după un timp eu am început să le spun toate legalitățile care le-au făcut asupra mea. Le-am început să le spun că m-au maltratat, m-au reținut fără un mandat. Am cerut dreptul la un apel telefonic să anunț pe o persoană apropiată mie, nu vreau să-mi dea. Abia după foarte multe insistențe la domnul respectiv, care eu îl cunoșteam cât de cât, mi s-a dat unde să sun, dar nu mi s-a dat personal, l-au sunat ei, doar numărul l-am dat eu și l-au sunat ei.
Am chemat pe nașul meu de cununii și dumnealui cunoaște, spre norocul meu cunoștea legile cât de cât și a venit, a stat de vorbă, a văzut ce s-a întâmplat. Mi s-a dat semnez un proces verbal și nașul meu s-a uitat pe el ce scria, pentru că eu nici nu puteam să mă citesc cum eram. A spus nu semnez, pentru că acolo eram acuzat că am agresat un polițist. Și între timp... Dar poliția ți-a explicat drepturile? Nu. Doar mi-a dat să semnez procesul respectiv. Și de măcar ai văzut ce conține? Ai zis că nu puteai să citești. Da, nu puteam să citesc. Nu puteam să citesc pentru că eram într-o stare de șoc. Și plus că și ochii mă durea stângă și la fel. Între timp, din spusele soției, a doua zi când m-am dus acasă, ea a venit un polițist apropiat, ea și a spus numai decât să se duc acasă, că copilul a rămas în vecini. Nu știu dacă ei aveau dreptul să separe copilul de părinți, în primul rând. Eu cred că puteau să iei declarații soției acasă. Nici de cum să separe copilul, pentru că copilul meu putea să nu accepte vecinii, putea să intre într-o stare de șoc din cauza plânsului și putea să întâmple alte minuni. Dar mă rog, s-a apropiat un polițist de soție, a spus du-te numai decât acasă, cu copilul plânge. Ea când a ajuns acasă, vecinul respectiv a spus că eu nu am sunat. Și copilul nu a plâns. Deci au fost trimis acasă ca să nu fie martor, probabil, la ilegalitățile care s-au făcut asupra mea. Dar i-au semnat vreun act, ceva acolo? Sau au depus declarații? Au depus declarații, dar doar pentru faptul de cuvinte necenzurate. Atâta tot. Așa, după aia, la cererea mea și în prezența nașului meu care a fost martor acolo la poliție, am fost dus la spital, am fost analizat, am cerut să fac o radiografie pentru că gâtul îl credeam rupt, cu toate că nu mi s-a făcut... Pardon, nu mi s-a făcut radiografii la gât, mi s-a făcut doar la piept. Nu au fost oase fracturate. Și nu s-au luat leziunile corporale? Nu au fost leziunile corporale unde am cerut eu. Mi s-a făcut radiografii la piept și la mâna dreaptă pentru că mi erau foarte umflate. Dar la gât, care și acum încă când îl mișc și nu numai când îl mișc și așa în general, la rădăcinile lui mă doare foarte tare gâtul, nu s-a făcut radiografii unde mi s-a cerut. Mă rog, după ce s-a făcut toată chestia asta, a venit medicul chirurg, care era tot de gardă în seara respectivă. M-au analizat și el la toate semnele de pe corp. Au făcut un document care l-au dat la polițiști. Eu nu l-am văzut nici în ziua. Dar stai un pic, a venit un medic la secția de poliție sau tot la... Nu, la spital. La spital. Deci eu eram medicul de gardă. Deci ei au emis un act de la spital. După ce m-au analizat, au făcut un document. Dar nu l-ați văzut dumneavoastră. Nu, l-au dat la polițiști. Nu știu dacă trebuia să le ia de-a lor sau mie, pentru că eu eram partea vătămată. Eu cred că la mine trebuia să revină. Așa, l-au dat la polițiști. Ce au făcut cu el, nu știu. După ce vreau să zic că la poliție am fost dus cu cătușile la mâini, cu toate, la spital. La spital. Și la poliție. V-am zis că în dubiu mi-au pus cătușile și de la spital la fel le-am spus, băi, oameni buni, bun, hai că acolo am fost. M-am zbătut ca să mă rețineți, dar acum sunt liniștit. Tăinașul meu m-a mai liniștit și eu am prins un pic încredere. Zic, la ce mai puneți cătușile, dar nu sunt criminal. O să legea așa prevede. M-am supus, mi-a pus cătușile. Când am plecat de la spital înapoi, iar mi-a pus cătușile la mâini. La ce oră ați revenit de la spital? Pe la 1 și ceva. Deci noaptea. Da. Am fost adus din nou la secție. I s-a spus nașului meu că o să fiu reținut. A venit un avocat care... Un avocat din oficiu. Da, care s-a uitat la tot ce s-a întâmplat, i-am explicat ce s-a întâmplat. Vreau să concluzionez faptul că eu când am început... Dar cum îi spune avocatul? Nu știu, chiar nu rețin și vreau să concluzionez faptul că eu aducând acuzații la ei pentru ceea ce mi-au făcut și că am să-i dau în judecată, văzând unii dintre ei cunoscându-l pe nașul meu, care are o funcție oarecare și nu vreau să divulg ce funcție are, s-au închis toți într-o cameră unde e securizată, nu poți să intri decât accesul după așa, și toți aproape că se certau ei între ei. Ei probabil căutau o cale de scăpare la ceea ce s-a întâmplat asupra mea și sunt sigur de asta. Și avocatul tot spunea, hai faceți ceva, ori dați drumul ăla de ținist, dar ce faceți acolo, luați o hotărâre. Din când am înțeles la nașul meu, trebuia să fie un procuror de serviciu, care trebuia să fie prezent. Obligatoriu. Și el spunea dacă rămâneam închis sau nu. Mă rog, ori decis să rămân închis. Și procurorul așa și nu a venit. Fără prezența procurorului, ori decis să rămân închis. Am fost perchiziționat, toate bunurile, vedigheta, lanțul, ce aveam, am predat nașului meu. Am fost dus într-o celulă, unde nu era decât o dușă mea de scândură și niște pereți de beton și foarte frig. Mi s-a dat un burete cam atât de gros. Foarte găurit și rupt și infect, care mirosea și mi s-a aruncat acolo jos în celulă și acolo am fost închis. Mi s-a spus și către mine și către soția mea că o să fiu reținut doar 3 ore. Am fost reținut de la ora 1 și ceva când s-a întâmplat toată chestia asta până la 8 dimineața. De când te-au luat din casă, de atunci? Da, dar în celulă vreau să zic. Deci se ia în calcul din momentul în care ai fost privat de libertate. Okay. De la 9 până... Da, nu cunosc toate astea. Mă rog, eu s-a spus că 3 ore o să fiu reținut. Deci s-a de făcut... la aproape ora 10 până da, când? Până trebuia undeva până pe la 1-2 din noapte, să zicem. M-a reținut până la 8 dimineață. La 8 dimineață a venit un domn îmbrăcat civil,
și cu un polițist îmbrăcat în uniforma din satului. M-au întrebat dacă m-am liniștit, dacă mi-a plăcut în celula lor cum am șezut. Da, acolo ai stat jos? Jos pe buretele ăla, pus pe dușa mea, pentru că nu sunt patru, nu sunt nimic. Doar o dușă mea, și un parchet. Și jos ce e? Parchet sau? Totul e de beton și acolo pe betonul ăla sunt niște o dușă mea de scândură. Și pe scândura aia mi s-au aruncat buretele ăla și m-am fost pus să șed pe el. După vreo 2-3 ore de stat acolo. Ai zis că era destul de rece. Foarte frig. Ca aia vreau să zic, după vreo 2-3 ore de stat acolo, am început să-mi fie foarte frig. Nu puteam să mai controlez tremurul și mi-era teamă ca să intru într-un șoc ipotermic din cauza frigului. Eram desculț, doar cu picioarele goale în ghetii, cu hainele astea rupte și cu scurta pe mine, fără căciul în cap. Și polițistul care se ocupa cu celul mi-a dus o cană de ceai fierbinte și abia am început un pic tot să mai revin. Între timp, a trecut timpul foarte greu, s-a făcut ziua. La ora 8, când vă zic cum ori scos din celulă și domnul respectiv m-a întrebat dacă mi-a plăcut, toate chestii din astea, am bat jocurile la... Dar nu s-au prezentat? Nu s-au prezentat și mi-a spus în felul următor, că ce ai făcut toată răboi, că toată secția de poliție, tu ai sculat-o în picioare și nu știi. Și am spus, domnule, mie mi-au fost încălcate niște drepturi. Dacă eu i-am acuzat pe ei că o să-i dau în judecată și toate astea, asta, asta nu înseamnă că am făcut... Și știți ce mi-a zis? Mi s-a zis în felul următor, să zic mersi că n-am pățit mai rău. Pentru că zic că poliția din România bate mai rău decât ei. Dacă într-o țară niște oameni încalcă anumite reguli, înseamnă că poate așa să se încalce peste tot. Aia nu știu, nu țin eu cu poliția din România sau nu vreau să-i acuz pe ei. Nicăieri nu au voie să bată. Asta e clar. Mă rog, am fost dus la etajul 4, la un domn care s-a ocupat de tot cazul meu, un domn care știu doar numele Radu, familia nu eu mai știu. La fel am fost amenințat. Toți erau revoltați împotriva mea la ce am făcut. Dar ce îți reproșau? Că eu am sculat o secție de poliție în picioare și ei tot o țineau cu asta, că eu am găsat un polițist și mi-a dat să semnez un proces verbal care era și seara respectivă. Și ei ori crezut că dacă eu am șezut închis acolo și am tremurat de frig și am fost bătut și așa, am să cedez și am să semnez, dar nu am semnat. O zis că dacă nu semnez o să fac cel puțin 15 zile de arest acolo, în celula respectivă. Și am spus așa, mai degrabă să fac pușcărie pentru ceva care n-am semnat cu mâna mea decât să-mi fac rău cu mâna mea singur. Atunci eu am spus, lasă că mai vedem noi. Acolo nu te-au mai lovit? Nu, vreau să vreau zic, eu zic că și alt domn care s-o ales el dintre toți polițiștii, s-o ales ca el să fie partea agresată de mine, mi-a spus că bun, ești pune pe un scaun jos. Domnul care era mai mare în grad și s-a ocupat de mine, mi-a spus, ce să stea în picioare. El a stat ciotat în birou, s-a făcut niște procese și la un moment dat a ieșit. O doamnă, o colegă de-a lui, i-a spus, dați-mi voi, vă rog, să stau jos pe scaun, pentru că nu mai pot. Și a zis că bine, stai jos. Nu a durat să stau prea mult, pentru că el a venit în interiorul biroului și cine o dat voie să șezi jos, m-a apucat de umăr, m-a ridicat cu forța și m-a bruscat izmit de mântrumperii, spunem, stai acolo, că acolo e locul tău, tot în picioare. Am stat, ori început în continuare să mă amenințe că dacă nu semnez procesul respectiv, am să fiu terminat ca persoană, că am să am foarte multe probleme. Și m-au luat și m-au dus la procuratură. După ce m-am întors la procuratură, unde procurorul... 26 dimineața. Procurorul m-a întrebat de ce am agresat. Dacă mai spune procurorul, nu știți. Măcar numărul biroului, ceva? Numărul biroului... O să-ți amintești și ai să-mi dai datele astea. Da. Știu că parcă familia spune Prodes sau Podres, ceva de genul ăsta. Așa. După ce ne-am întors, i-am spus că eu nu am agresat pe nimeni. M-am desfăcut la scurtă și am arătat anghelit. Interesant că nimeni nu m-a întrebat. Bine, ai agresat un polițist sau ți-ai bătut soția sau înșoată, dar ce-i scoane tale? Nimeni nu m-a întrebat. Și la toți le arătam. I-am arătat inclusiv procurorul, uitați cum ies hainele pline de sânge. Și nimeni nu a spus nimic, nici măcar nu l-a luat în seamă. Da, procurorul nu a cerut, nu știu, să depui o plângere? Nu mi-a zis că uite, dacă crezi că ai fost bătut sau așa, uite, ai dreptul să depui, nimeni nu mi-a zis nimic în toate astea. Și interesant faptul că mi-a zis că după ce a zis că am fost bătut și toate chestiile astea, el a zis că de ce am agresat un polițist și am zis că dacă am agresat un polițist, să aducă dovezi, precum că și eu am dovezi că am fost maltratat în felul ăsta. Am fost eliberat, am fost dus din nou la... Adică nu eliberat, de acolo, de la procuratură. Tot am fost dus cu cătușe? Fără cătușe. Am fost dus la secția de poliție, m-au pus într-o cameră mare unde era o șală de ședințe, era foarte multe scaune, și acolo am șezut unde era iară frig, dar vreau să menționez că eu a doua zi la ora 8, din spusele medicului de gardă care m-au consultat, eu trebuia să fiu dus la medicul legist. Ei nu m-au dus. Undeva pe la orele 9 și ceva, 10, nu mai rețin câte era ceasul, le-am spus
că simt bolnav și simt nevoia unui medic să mă consulte, că mă simt rău. Și nimeni nu m-a ascultat. Deja s-a făcut ora unui, eu nu mâncasem, nu băusem apă, la toaletă nu mersesem, eram bătut, eram bolnav. Ori venit din nou la mine și mi-a spus atunci domnul care s-a ocupat de cazul meu, mi-a spus să fie următor. Cristian, tu, la tine tu ai încurcat-o, tu ai făcut un lucru rău, că ai lăsat pățită și tu o să fii închis. Tu nu o să faci anul nou acasă cu familia, ai o singură cale de scăpare, tu să plătești procurorul. Și dai cât de cât la procuror ca el să-ți ușureze situația. În loc de arest, să-ți dea o amendă. Atunci am spus în felul următor. Nu vreau să facă ceva pentru că nu vreau să fiu acuzat de corupție. Asta e ilegalitate. Atunci el mi-a spus că poate să fie el intermediar. Dacă eu n-am curaj să discut direct cu procurorul, el poate să intervină între noi. Și nu știe numele poliției. Din start, e domnul care s-a ocupat de cazul meu, asta o să se afle. Știu că îl cheamă Radu. Și ce sumă cerea? Tocmai aia e problema. Mi-am dat seama că nu e chestia procurorului, cât e chestia lui. Pentru că mi-a spus că, dar nu o să fie ceva mult, undeva 200 de lei. Ce aveau nevoie să documenteze? Da, și zic, bine, nu știu, zic, rămâne să mă gândesc, dacă se văd că nici nu am banii ăștia. Între timp eu, dar nici nu aveam telefon, pentru că mă deposedaseră de toate bunurile, și nu aveam telefon să sun pe nașul meu să-l întreb, uite, mi s-o ceru bani. Cheamă anticorupția sau ce să fac, să dau mășcă. Deci nu aveai cum să semnalez. Da, da, nu aveam cum să semnalez tot faptul ăsta. Între timp, pe la ora 2, am fost dus la polițistul care s-a ocupat de plângerea soției și a vecinii. Am fost sancționat cu două amenzi pentru fiecare, pentru cuvintele ce le-am adresat soției și pentru vecină, că i-am literat. Și am înțeles că ai fost de acord cu am fost de acord. Adică nu le-ai contestat. Da, nu, am fost de acord, pentru că mi-am insultat soția, fiind în discuția asta cu cearta, am adresat cuvinte urâte soției, fiind speriat și bătând de ușă la vecină, nu mi-am dat seama cu forța cu care bat în ușă și i-am literat un pic ușa, lăsând de câteva semne pe ușă, deci mi-am recunoscut, am plătit așa amenzile astea. M-am întors înapoi la secția de poliție. Vreau să menționez faptul că polițistul respectiv care mi-a făcut dosarele respective, i-am explicat că m-a văzut că tremur. Dar ce cu tine? Zic, păi uite, așa sunt desculț. S-a ridicat peste birou, s-a uitat și a văzut că nu am știut de picioare și a zis, cum? Așa tu ținut toată așa trecea? Și am zis că da. Și a zis că după ce trecem cu toate astea, trecem pe acasă să te îmbraci, să-ți iei tot ce ai nevoie. Nu m-ai apucat, pentru că în timp am primit telefon să fiu dus din nou la secția de poliție ca să mă duc la judecate. Tot așa discurs la judecată? Tot așa discurs, doar în ghete. M-au dus la poliție, acolo la poliție, la fel, poliție mi-a zis că ai pregătit ceea ce eu ți-am spus. Și am zis că da, deja era ora 4 după amiază. Eram foarte obosit, flămând, nu mai zic, și înfrigurat, și bătut, și având nevoie de medic. Vroiam să termin totul, am zis că o să se rezolve chestia cu banii. Am fost dus la judecată. Acolo procurorul respectiv... Chestia cu banii, adică amenda. Nu amenda, ceea ce mi-a cerut 200 de lei. Dar acum eu sunt în felul următor. Fii atent că suma s-a schimbat. Numai 200 de lei, 230. Nu e vorba de suma de bani, de forma că domnul procuror vrea un bon de benzină. Și bonul de benzină, nu știu câți litri de benzină, costă 230 de lei. Am scor 200 ori 230 numai. Vreau numai să plec acasă, să mă văd o dată terminat, că eram, nu mai puteam, deja începeam să cedez psihic. M-a dus la judecată, procurorul mi-a spus că am fost găsit vinovat pentru agresiunea unui polițist. Și procurorul nu vrea să audă de plângerea dumitale? Nu, și nici nu mi-a spus. Dacă tu te simți agresat sau cu tare, ia și fă o plângere. Nimeni nu mi-a învățat nimic. Doar mi-a spus că am fost găsit vinovat de către el pentru agresiunea unui polițist. Și mi s-a dat o amendă de 500 de lei. Tocmai am... Asta e deja a treia mea. Sunt soție, vecinul, da, și un polițist. Tocmai de aia sunt uimit. Pentru că mi s-a spus în felul următor, pentru agresarea unui polițist, să faci arest până la 2 ani. De unde toată amenda asta așa de mică, de la 500 de lei, dacă plătesc în 72 de ori, 250, dacă chiar era adevărat? Dacă chiar era adevărat. Deci, într-o dată, tu bați un om, ca a doua zi să facă deodată mire de el și să dea drumul acasă doar cu o simplă amendă. Eu cred că dacă toți au fost porniți împotriva mea și aveau dovadă la mână că am agresat un polițist de adevăratirea, eu cred că eu și acum eram închis. Și eu, ca să termin toată asta, fiind și bolnav, și bătut, și obosit, și nu, eu nu puteam să-mi revin de ceea ce trăiesc aici în țară. Nu vreau să condamn Republica Moldova, doar pe ei personal. Dar fiind speriat de tot ceea ce mi s-a întâmplat, am semnat pentru amendă. Dar nici de cum pentru faptul că aș fi vinovat. Am semnat pentru amendă. Deja a treia amendă. A treia amendă, da. Pe care am plătit-o. Am zis în felul următor, dacă eu sunt vinovat și nu mi-amintesc, poate că chiar am agresat un polițist, plătesc amenda respectivă. Dar după aia ei vor trebui să dovedească că amenda asta am plătit-o pe drept.
Acum eu cer ca ei să fie trași la răspundere. Deci ce am făcut, eu am plătit totul. Și acum eu cer ca ei să fie trași la răspundere pentru tot ceea ce mi-au făcut mie. Țin să menționez că polițistul care s-o alege între toți ca să se judece cu mine pentru că l-am agresat, mi-a spus în felul următor: dacă eu nu făceam plângerea asta împotriva ta, tu făceai împotriva noastră. Oricum mi-am spus că eu oricum am să fac mai departe plângere și nu am să las așa, pentru că m-ați maltratat într-un hal fără de hal. Și nu-i totul fizic cât psihic de ceea ce am trăit aici. Mi-am pierdut încrederea în justiția din anii noi, mi-am pierdut încrederea în toată legea, inclusiv în procuror și inclusiv în tot ce reprezintă organii de lege în anii noi. Mai departe nu vreau să vorbesc pentru că n-am avut de-a face cu alte organi de lege din Chișinău sau din alte municipii ale Moldovei. Și vreau să fiu apărat, mi s-a ferit drepturile mele și să sper să se facă dreptate în tot ceea ce mi s-a întâmplat. Și despre procuror, comunicarea cu procurorul. Am înțeles că ai vrut să depui o plângere pe polițiști și nu te-a lăsat să o înregistrezi sau n-a primit-o deloc? Sau n-a vrut să se elibereze o copie? Cum a fost? Nu. Deci mi s-a permis să fac plângerea respectivă. Am făcut-o. Ai făcut-o verbal sau în scris? El o scria. Eu vorbeam și el o scria. Mi s-a dat după aia să o citesc. Cu toate că era un scris care nu-l înțelegeam chiar toate cuvintele, dar măcar bănuiam cam ce înseamnă. Au omis multe lucruri? Nu chiar multe, dar au omis câteva. N-am vrut să specifici faptul că mi s-a cerut minte. Uh-huh. O zis că asta rezolvă ei cu polițistul respectiv și o să fie tras răspundere și nu știu ce chestii din asta. Deci un aspect din plângere nu vrea să-l menționeze. Nu vrea să-l menționeze, deci da. Nu l-a menționat până la urmă? Nu l-a menționat, nu. Și în afară că nu am menționat lucrurile astea, i-am cerut să mi se facă încă o plângere în dublu exemplar, adresată Procuraturii Generale. Mi s-a refuzat pe faptul că Procuratura Generală oricum tot pe el o să-l pună să ocupe de cazul ăsta. Și i-am spus în felul următor: da, dar eu măcar trăiesc cu asigurarea că și Chișinău, capitala și Procuratura cea mai mare, adică generală, va fi pusă la punct cu situația mea. Și nu o să aibă cum să se facă escrocherii, adică mai departe. Va fi înștiințată, va cunoaște. Dumnealui probabil s-a simțit ofensat. Și mi s-a spus că ce, eu sunt aici apus degeaba, pentru că l-au zis că eu nu vreau să-mi risc postul pentru niște polițiști sau nu știu ce. Dar vă zic, Anini noi e un oraș foarte mic, toată lumea se cunoaște și în clipa în care ai un grad și ești, ai o funcție de polițist, automat ai și o cunoștință și relații. Nu vreau să fac acuzații neadeverite sau doar vreau să spun că mi-este teamă și nu am încredere în lege. Și dumneavoastră mi-a refuzat inclusiv să fac o copie la procesul verbal. Mi-a refuzat inclusiv. Adică o copie a plângerii. A plângerii, da. Procesul deci nu aveți o dovadă la mână că v-ați plâns. Da, da. Deci nu am o dovadă că m-am plâns. Cum explicați asta? Nu știu, el mi-a spus că e timp scurt, că e ultima zi din an și e zi scurtă și el se grăbește și el și tot chestia o să fie legislată pe data de 3 după ce o să se înceapă lucrul pe anul viitor, în 2013. O rămas ca el pe parcursul timpului ăsta, după ce totul se registrează, să fiu anunțat telefonic și să mă pună la punct cu toate celelalte detalii. Expertiza medico-legală, unde ați făcut-o și când? Am făcut-o pe data din 27. Să-mi arătați actul. Stați numai o secundă. Act de expertiză, văd că e o copie. Originalul... Da, originalul a rămas la procuratură. Aici se menționează, începută la 27, terminată la 28. Bine. Și finalul, concluzia ce spune? Concluzia spune, la examenul medico-legal se depista multiple excruciații pe nas, pe gât, antebrațul drept și pe mâna propriu-zisă stângă, multiple chimoze pe spate, în regiunea omoplaților, bilateral, pe ambele brațe, pe coapsa dreaptă, edem post-traumatic, regiunea antebrațului drept, care au fost produse prin acțiunea traumatică a unui obiect contundent, dur, sau la lovire de așa obiecte, posibil la timpul și circunstanțele indicate și se califică ca vătămare corporală nesemnată. Având în vedere caracterul morfologic și localizarea multipolară a leziunilor corporale stabilite, producerea acestora în rezultatul căderii unice se exclude. Deci, toate astea lor nu au cum să mi se întâmple eu căzând singur sau făcându-mi singur rău cu mâinile mele. Ai încredere în ceea ce a făcut medico-legist? Da, am încredere în certificatul medico-legal. Dacă este adresez șeful Ministerului de Interne, ai un mesaj pentru el? Da, îl rog foarte mult să țină cont că sunt un om simplu care nu am bani să pot să-mi permit toate drepturile astea prin neapăr singur, să ia măsurile de prevedere ca legea să nu fie încălcată mai departe de mai multe cât au fost încălcate și să pot să fiu susținut și apărat în fața legii. Si. Prezentă-te dacă poți, că nu am numit. Da, mă numesc Lazar Cristian Bogdan, am 31 de ani și sunt cetățean al României. În Republica Moldova? În Republica Moldova sunt de 3 ani, căsătorit și cu un copil de 1 an și 5 luni. Si.
Păi spuneai că la comisariat nimeni nu i-a explicat soției că are dreptul să, da, să renunțe la Da. Deci după ce atunci seara a fost chemată la secția de poliție, a doua zi a fost chemată de sectoristul care se ocupa cu problema noastră, care, de unde a plecat toată cu cearta. Dar nu i s-a adus la cunoștință faptul că, fiindu-mi soții, ea poate să-și retragă plângerea, pentru ca să nu mai păgubim, că la o adică toată familia a trebuit suporte pentru amenda care am plătit-o pentru cuvintele necenzurate. Pentru că la o adică a doua zi, adică mai bine zis, a doua zi seara, când am fost eliberat de tot și am ajuns acasă, efectiv ne-am luat în brațe amândoi și eu și soția, numai că nu am izbucnit în plâns, dar n-am, fără să ne spunem nimic, doar ne-am ținut așa un moment în brații. Și ne-am dat seama că amândoi am greșit eu, că am zis cuvinte către ea urâte și ea prin faptul că dacă știa ce mi se întâmpli, nici de cum nu mai chema poliția. Cum o zis și ea către mine, mai degrabă preferam să stau, să-mi dai tu o palmă, două, ca soț, a doua zi toată problema o rezolvam noi, familie, eu fiind și eu limpede, sau ca să zic așa, dar la tot ceea ce mi s-a întâmplat și ea și-a pierdut încrederea în justiție și nu i s-a adus la cunoștință faptul că v-am zis că poate să-și tragă plângerea ca să nu mai dăm și bani din casă, pentru că oricum nu dispunem așa de mulți bani. Deci cred că și ăsta a fost un drept încălcat în privința soției mele.